În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Tu, Doamne, ești îndurător cu toate cele ce sunt și nimic nu disprețuiești din cele pe care le-ai făcut. Tu acoperi păcatele oamenilor care fac pocăință și îi ierți, pentru că Tu ești Domnul Dumnezeul nostru. Lăudat să fie Iisus Hristos! Preasfințite, în cele voastre, aici iubite persoane consacrate, dragi tineri, dragi familii, dragi credincioși, credincioși uniți cu noi și prin intermediul internetului. Iată acum este timpul potrivit. Iată acum este timpul mântuirii. Iată acum începem timpul sfânt al postului mare. Un timp care ne ajută să-L întâlnim pe Dumnezeu și să-I întâlnim milostivirea Sa. Care este și un timp în care noi trebuie să-I întâlnim pe oameni, pe cei de alături, pe celălalt, cum spune Sfântul Părinte Papa Francisc. Este un timp al iubirii, un timp al rugăciunii, al meditației și al convertirii. Un timp al ascultării cuvântului lui Dumnezeu, care ne transformă. Acest timp este un dar pentru noi. Ne bucurăm să-l începem acum, toată însuflețirea, celebrând momentul Miercurii Cenușei. Un gest care ne dispune pentru a-L întâlni pe Dumnezeu, Cel iubitor și milostiv, recunoscând slăbiciunile noastre. Avem bucuria ca în această perioadă sfântă să urmăm calea Sfintei Cruci. Avem bucuria să participăm la acele predici quadragezimale, anul acesta prezentate de Părintele Profesor Antili, care ne va face să înțelegem ce însemnează chemarea lui Dumnezeu, cuvântul Său și adevărata viață creștină de convertire. Pentru a celebra cu vrednicie acest moment sfânt și sfânta liturghie din această zi, îi cerem iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele, spunând: mărturisesc lui Dumnezeu, o, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, ca și omisiune. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea, o, pe Sfântă Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții, și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Thank you.
Dă-ne, Doamne, harul să începem printr-un post sfânt lupta vieții creștine, pentru ca în bătălia împotriva Duhului rău să fim mereu întăriți prin fapte de pocăință. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine și cu Duhul Sfânt, viețuiește și domnește în toți vecii vecilor. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele. Citire din cartea profetului Ioel. Chiar acum, oracolul Domnului, întoarceți-vă la mine din toată inima voastră, cu post, cu plâns și cu jale. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv și îndurător, încet la mânie și plin de bunătate și iartă răul. Cine știe, poate se va întoarce și va ierta. Și va lăsa după el o binecuvântare, ofrandă și libație pentru Domnul Dumnezeul vostru. Sunați din trâmbiță în Sion, consacrați un post și convocați o adunare. Adunați poporul, consacrați o adunare. Întruniți-i pe bătrâni, convocați-i pe frunci și pe copiii de la sân. Să iasă mirele din camera lui și mireasa din camera sa nupțială. Între vestibul și altar să plângă preoții și slujitorii Domnului și să zică: Îndură-te, Doamne, de poporul tău și nu da moștenirea ta ocării, ca neamurile să stăpânească peste ei. De ce să se spună printre popoare unde este Dumnezeul lor? Domnul este gelos pe țara lui și îi este milă de poporul său. Cuvântul Domnului. Ai milă de noi, Doamne, căci am păcătuit. Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu. Căci recunosc fără de legea mea și păcatul meu stă pururi înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și ce-i rău înaintea ta am săvârșit. Crează în mine o inimă curată, Dumnezeule, și un duc statornic înloiește în lăuntrul meu. Nu mă alunga de la fața ta și Duhul tău sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și întărește-mă cu Duh binevoitor. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Iată, acum este momentul potrivit.
Lectură din scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, noi suntem împuternicița lui Hristos, ca și ai lui Dumnezeu, care vă îndeamnă prin noi. Vă rugăm pentru Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel care nu a cunoscut păcatul, el l-a făcut păcat de dragul nostru, pentru ca noi să cunoaștem justificarea lui Dumnezeu în el. Deoarece noi colaborăm cu el, vă mai îndemnăm să nu primiți harul lui Dumnezeu în zadar, căci el spune, la momentul potrivit te-am ascultat și în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată, acum este momentul potrivit. Iată, acum este ziua mântuirii. Cuvântul Domnului. Astăzi nu vă împietriți inimile, ci ascultați glasul Domnului. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus le-a spus discipolilor săi, aveți grijă să nu săvârșiți faptele voastre bune înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Altfel, nu veți avea răsplată înaintea Tatălui vostru din ceruri. Așadar, când dai de pomană, nu trâmbița înaintea ta, așa cum fac ipocriții în sinagogi și în piețe, ca să fie lăudați de oameni. Adevăr vă spun, și au primit răsplata. Tu însă, când dai de pomană, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, pentru ca pomana ta să fie în ascuns și tatăl tău, care vede în ascuns, te va răsplăti. Iar când vă rugați, nu faceți ca ipocriții, pentru că lor le place să se roage stând în picioare, în sinagogi și la colțurile străzilor, ca să se arate oamenilor. Adevăr vă spun, și-au primit răsplata. Tu însă, când te rogi, intră în camera ta și, închizând ușa, roagă-te tatălui care este în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns te va răsplăti. Când postiți, nu fiți triși ca ipocriții, că cei își chimonosesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Adevăr vă spun, și-au primit răsplata. Dar tu, când postești, unge-ți capul și spală-ți fața, ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci tatălui tău care este în ascuns. Și tatăl tău care vede în ascuns te va răsplăti. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus Hristos. Preasfințiile voastre, cucernici părinți, dragi copii, dragi tineri și iubiți credincioși. Suntem în prima zi Apostolului Mare și începem un drum de pregătire. Și așa cum este obicei deja în parohia dumneavoastră, în zilele de miercuri și de vineri, vor avea loc o serie de meditații pe care le voi ține eu la rugămintea Părintele dumneavoastră paroh, Părintele Benone Lucaci. E vorba de 11 meditații pe care eu le-am intitulat De la păcat la mântuire prin jertfa crucii. Sunt predici care vor avea un caracter preponderent biblic, fără ca tema predicii să coincidă în mod necesar cu
lecturile propuse pentru zilele respective, de miercuri și de vineri. Așa se întâmplă și în această seară, când propun ca și temă misterul convertirii. Misterul convertirii. Pentru a intra în această temă, aș dori să pornesc de la faptul că astăzi noi începem un drum de 40 de zile. Un număr care amintește de cei 40 de ani petrecuți de poporul lui Israel în pustiu, timp în care o generație crescută cu o mentalitate de sclavi a murit pentru ca să facă loc unei noi generații crescute în libertate. Biserica ne propune în fiecare an să refacem în mod spiritual acest drum al Israelului prin pustiu și ne invită să fim dispuși ca în noi să moară ceva, pentru ca să poată să se nască în noi ceva mai bun, mai frumos și mai nobil. Dar ce înseamnă convertire? În Vechiul Testament, în limba ebraică, există verbul shuv, care se poate traduce cu în felul următor: a schimba drumul, a schimba ruta sau a se întoarce din drum sau a reveni. E un verb care redă ideea de întoarcere de la ceea ce este rău, de la o cale greșită, spre Dumnezeu. Și asta presupune o schimbare a modului concret de a trăi. În Noul Testament avem două verbe. Verbul epistrefo, care redă ideea de întoarcere, ideea de schimbare a comportamentului, și al doilea verb, mai important într-un fel, metanoeo, care are de-a face cu, să spunem, dimensiunea noetică a ființei umane, cu gândirea, cu modul de a gândi. Metanoeo ar însemna a-ți schimba modul de a gândi, o schimbare care se va traduce și în maniera concretă în care tu îți trăiești viața de fiecare zi. Două, trei exemple din Sfânta Scriptură. Atunci când regele David cade în păcat de adulter și apoi de crimă, Dumnezeu îl trimite pe Nathan la David și David se întoarce la Domnul și îi pare rău de răul pe care l-a făcut. Profetul Ozea în secolul 8 îndeamnă poporul care este rătăcit, îl îndeamnă la întoarcere la Domnul și spune: întoarce-te, Israele, la Domnul Dumnezeul tău, căci te-ai poticnit în nelegiuirea ta. Aduceți cu voi cuvinte potrivite și întoarceți-vă la Domnul. Isaia, un secol mai târziu, profetul de la Ierusalim, spune poporului: spălați-vă, purificați-vă deci și curățați-vă, îndepărtați răul faptelor voastre dinaintea ochilor mei, încetați să mai faceți răul. Ioan Botezătorul, înaintea activității publice a lui Iisus, spune: convertiți-vă pentru că s-a apropiat împărăția cerurilor. Iar Iisus Hristos, atunci când l-a chemat pe vameșul Levi, va spune: nu cei sănătoși au nevoie de medic, ci bolnavii. Nu am venit să-i chem la convertire pe cei drepți, ci pe cei păcătoși. Dacă cumva sunteți printre cei drepți, atunci ați greșit adresa în această seară, pentru că Iisus nu vă cheamă. Iisus nu-i cheamă pe cei drepți. În fiecare din instanțele acestea pe care le-am numit, profeții avertizează totdeauna în fața pericolului unei, să spunem, convertiri doar exterioare. Avertizează în fața ritualismului,
a unor ritualuri pe care poporul le săvârșește și crede că este în regulă cu Dumnezeu. Profeții avertizează totdeauna în fața acestui pericol. Dar să ne gândim la noi, la viața noastră, la această sfântă liturghie, la sfârșit. Ne vom apropia cu toții pentru a primi pe capetele noastre cenușa. Va schimba asta ceva în viața noastră? În postul acesta vom ține cu atenție zilele de vineri, iar alții mai zeloși sunt siguri chiar și alte zile decât vineri. Va produce asta o schimbare în viața ta? Poate că de ani de zile obișnuim să ne punem cenușă pe cap și îți vei pune cenușă și în această seară, dar poate continui să-L ofensezi pe Dumnezeu înjurând de lucrurile sfinte ca de o viață. Poate că îți pui cenușă pe cap, dar continui să folosești în discursurile tale un limbaj, cum se spune astăzi, licențios. Poate îți pui cenușă pe cap, dar continui să afectezi sau să distrugi imaginea cuiva, spunând lucruri negative, reale sau fictive despre persoana respectivă, fratele tău, colegul tău, cine știe, și așa mai departe. Poate îți pui cenușă pe cap, dar continui să urăști pe cineva, să refuzi să te împaci, să-i refuzi iertarea. Poate îți pui cenușă pe cap, dar continui să trăiești într-o relație de păcat cu o altă persoană. Și aici vorbim de principiile creștine. Poate îți pui cenușă pe cap, dar continui să rămâi sclav al unei dependențe, alcool, drog, mâncare și alte lucruri care îți pun în pericol sănătatea și viața. Poate îți pui cenușă pe cap, dar continui să perpetuezi o stare de nedreptate pe care poate ai generat-o și pe care ai fi în măsură să o repari. Poate că nu este niciunul din aceste cazuri nu se verifică în viața ta. E foarte bine. Și cred că nimeni nu are atât de multe lucruri în viața lui, să spunem. Dar sunt situații care pot descrie trăirea noastră interioară. Și atunci ne întrebăm de ce nu funcționează ritul cenușii. De ani de zile ne punem cenușă pe cap și se întâmplă mereu aceleași lucruri. Unde se greșește? N-a fost bine cernută cenușa? N-a fost făcută din ramurile de la Duminica Floriilor? O fi greșit lemnele cel care a ars cenușa respectivă? N-a pus preotul doza necesară pe cap sau n-a nimerit exact locul? Cum se explică că aceste rituri uneori nu schimbă nimic în viața noastră? Să ne înțelegem bine, problema nu este ritul, iar Biserica a rânduit toate aceste lucruri ca niște mijloace exterioare, să spunem, pentru a produce în noi o schimbare a mentalității, o schimbare a gândirii. Iar dacă aceasta nu se verifică, rămânem doar la suprafață. Voi face referință în seara aceasta la profetul Isaia. Nu e Isaia cel din secolul 8 pe care știm noi, ci este Isaia, este un, să spunem, un fel de discipol al lui de undeva de prin jurul anilor 500, care se adresează poporului întors din Babilon, dar oarecum rătăcit. Și oamenii aceștia rânduiesc sau organizează un post și chiar mai multe zile de post. Și totuși, în viața lor nu se schimbă nimic. Ce îi spune Dumnezeu lui Isaia? Recunoscând că poporul este într-un anume fel onest,
Și spune așa: pe mine mă caută zi de zi și căile mele doresc să le cunoască. Le place să se apropie de Dumnezeu. Și totuși, în viața lor nu se schimbă nimic. Și atunci ce spune Dumnezeu profetului? Strigă în gura mare, nu te opri. Înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vă cunoscute poporului meu nelegiuirile lui. Și explică Dumnezeu de ce gestul exterior al postului nu produce o transformare în interior. Și zice Dumnezeu așa: în ziua în care postiți, voi vă preocupați de afaceri și îi oprimați pe toți muncitorii voștri. Iată, postiți între certuri și dispute ca să loviți cu pumnul nelegiuirii. Un astfel de post chiar nu-i place Domnului. De ce îi spune poporului prin Isaia: nu mai postiți așa cum faceți astăzi, ca să se audă până pe înălțimi zgomotul vostru. Oare acesta este postul care îmi place? Să-și întristeze omul sufletul o zi? Să-și aplece capul ca trestie, așa, cum stăm noi uneori cu capul un pic plecați, așa, ca o trestie, să-și pună sac și cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Și apoi vine, să spunem, soluția în care Domnul amintește poporului care este postul care îi place. Și spune așa: iată postul care îmi place. Dezleagă lanțurile nelegiuirii. Vă dați seama ce imagine puternică? Dezleagă sau rupe lanțurile nelegiuirii. Lanțul e o imagine a, să spunem, obișnuințelor noastre, care sunt atât de strâns legate de noi, încât pentru a le schimba e nevoie de forță, de curaj, de determinare. Dezleagă lanțurile nelegiuirii, desfă legăturile jugului, înlăturați orice jug. Împarte pâinea ta cu cel flămând, adu-i în casa ta pe săracii fără adăpost. Când vezi un om gol, îmbracă-l și nu-i lăsa deoparte pe cei din neamul tău. Și atunci postul va da roade, spune Dumnezeu. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta se va arăta repede. Atunci îl vei chema pe Domnul și El îți va răspunde, vei striga și El va zice: iată-mă! Domnul va spune: iată-mă! Sunt aici, în viața ta, în sufletul tău, în ceea ce faci. Iată, iubiți credincioși, că ritul, dacă nu este însoțit de o reflecție din partea noastră, de o încercare de a ne transforma din interior, rămâne doar o emoție. Vai, când m-am dus acolo la altar și părintele mi-a pus cenușă, ce frumos a fost, ce bine m-am simțit. Și după aceea, iată de ce este important să conștientizăm aceste lucruri pe care le săvârșim în biserică și mai ales ritul acesta atât de important din această seară, ritul cenușii, care ne amintește de condiția noastră fragilă, căci pământ ești și în pământ te vei întoarce, și celălalt mesaj: convertește-te și crede în Evanghelie. Pentru ca misterul acesta al convertirii să se verifice în viața noastră, este nevoie să conștientizăm că trebuie să schimbăm ceva în modul nostru de a fi. Și o să vă ofer o imagine. Există o reprezentare a judecății de apoi care spune așa: că în ziua judecății toți ne vom prezenta în fața tronului lui Dumnezeu. Dumnezeu va sta pe un tron și în spatele lui va fi o perdea imensă. Și la un semn al lui Dumnezeu, perdeaua aceea imensă va fi dată la o parte și noi vom vedea acolo milioane și miliarde de ființe
îmbrăcate într-o strălucire și o glorie inimaginabilă. Și îl vom întreba, Doamne, cine sunt aceia? Și Dumnezeu ne va răspunde, acele ființe îmbrăcate în glorie și strălucire sunteți voi, așa cum ați fi arătat dacă ați fi ascultat de glasul Fiului Meu. Am folosit această imagine pentru că ne spune un lucru. Una este ceea ce suntem noi astăzi, unul fiecare, și asta este, altceva este ceea ce am putea să devenim. În noi există totdeauna o ființă mai bună, mai curată, mai nobilă, mai dreaptă. Iar convertirea înseamnă a permite acelei ființe frumoase din noi să se exprime în toată frumusețea sa. Dar pentru asta trebuie să intri în misterul convertirii și să-L lași pe Dumnezeu să lucreze în viața ta. Și mai trebuie ceva. Pentru ca să te convertești, pentru ca să-ți schimbi modul concret de a trăi, mai trebuie să mai faci niște lucruri. Ai nevoie de puțină imaginație. Și vă voi spune un fel de anecdotă care cred că poate cadra cu postul mare. Se spune că un țăran avea obiceiul de a înjura foarte mult. În orice situație se enerva, vorbea licențios, înjura, și la un moment dat s-a hotărât să se îndrepte și a zis așa, orice lucru rău mi s-ar întâmpla, o să-L mă gândesc la Dumnezeu în momentul acela și o să încerc să văd partea bună a lucrurilor. O să încerc să spun altceva în locul vorbelor dinainte. Și când mergea el într-o zi cu căruța, la un moment dat i-a sărit o roată de la căruță și a mers în șanț roata. Îi vedea să înjure cum făcea de o viață, dar a zis că nu mai face treaba asta. Și atunci a zis, dar ce, bicicleta are două roți și tot merge, eu mai am trei roți. Mai merge ce mai merge și cade și a doua roată de la căruță. Dar ar mai fi înjurat, dar zice, ei și ce, roaba are o roată și tot merge, eu mai am două roți. Și mai merge și mai merge și cade a treia roată de la căruță. Și zice, ei și ce, Sania n-are nicio roată. Și tot merge. Și mai merge și mai merge și cade și cea de-a patra roată de la căruță. Și atunci zice, ce bine. Și așa îmi doream eu de mult o Sanie. Ați putea folosi această istorie simplă pentru a schimba anumite lucruri în viața dumneavoastră. Îmi spun și mie că nu numai pe dumneavoastră mă învăț, și eu trebuie să mai schimb multe lucruri în viața mea și mi-amintesc adesea de aceste lucruri. Poate că istoria aceasta cu omul acesta care a reușit să schimbe ceva în viața lui ar putea să vă ajute în următoarele privințe. Poate ai obiceiul, spuneam, de a înjura de lucruri sfinte. Când te enervezi, încearcă să mai schimbi replica. Poate ai obiceiul de a vorbi licențios. Mai schimbă replicile. Poate ești în trafic și te enervează cineva și ai vrea să-l înjuri. În loc să-l înjuri, spune mai bine, iartă-l, Doamne. Trebuie să te mâni puțin. Să te mâni, dar să nu păcătuiești, cum spune Apostolul Paul în scrisoarea către Efeseni. Mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Poate ai obiceiul de a bârfi. Mai verifică datele înainte de a le oferi publicității. Poate urăști pe cineva sau îl antipatizezi. În locul vechilor grimase pe care le faci când îl întâlnești, în locul unei fețe de cavou pe care o arăți de câte ori îl întâlnești, ia o atitudine mai calmă, o mină mai binevoitoare. Chiar lucrează treaba asta. Poate trăiești într-o relație de păcat, trebuie să pui în discuție starea în care te afli și să încerci să găsești o soluție. Poate ești sclavul unei dependențe, caută să înlocuiești acel lucru cu altceva. Dacă nu vei face asta, nu vei schimba niciodată acel lucru. Poate ai generat o nedreptate,
fă un pas spre a o corecta. Poate atmosfera din familia ta nu este cea mai bună. Ce faci pentru a schimba ceva în bine în casa ta, în căminul tău? Mă apropii de concluzie și spun că fiecare dintre noi probabil ține foarte mult la felul în care este. Cum vorbim, cum gândim, cum ne exprimăm și ne vine greu să ne schimbăm. Convertire înseamnă, și aceste 40 de zile v-ar putea ajuta să reflectați asupra acestui lucru, convertire înseamnă să identifici în viața ta acele aspecte care nu merg bine și să ai curajul să dai un nume concret lucrurilor negative din viața ta. Identifică problema principală și fă niște pași în direcția unei transformări. Convertirea nu se face spontan, nu după seara aceasta, nu după predica aceasta. Convertirea e o muncă de durată, dar convertirea se verifică atunci când îl lăsăm pe Dumnezeu să intre în noi, când ne lăsăm atinși de cuvântul Lui, când îl lăsăm să ne umple ființa cu prezența sa și cu gândirea sa. Și Apostolul Paul, în scrisoarea către romani, chiar când își începe învățătura morală, le spune creștinilor din Roma: fraților, nu vă conformați lumii acesteia, ci schimbați-vă prin înnoirea minții ca să înțelegeți care este voința lui Dumnezeu, ce este bun, ce este plăcut, ce este desăvârșit. Schimbați-vă prin înnoirea minții. E un verb deosebit de puternic, metamorfo. E nevoie de o metamorfoză pentru a fi după gândul lui Dumnezeu. Iar ultimul gând este chiar cel din Evanghelia de astăzi și este o, să spunem, un gând care ar trebui să ne însoțească pe tot timpul postului mare. Postul mare nu este o perioadă a tristeții, a întristării. Spune Iisus: când postiți, să nu fiți ca ipocriții, căci ei își strâmbă fețele. Postul mare nu este perioada fețelor strâmbe. Ca să arate oamenilor că postesc adevăr, vă spun, și au primit răsplata. Fața strâmbă, răsplata. Ci zice Iisus: dar tu când postești, unge-ți capul și spală-ți fața, ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău care este nascuns. Și Tatăl tău care este nascuns te va răsplăti. Un post cu bucurie în suflet, cu bucuria întâlnirii lui Hristos, cu bucuria întâlnirii cu Hristos, Cel care prin jertfa crucii ne-a deschis calea mântuirii. Aceasta este perspectiva pe care o trăim, aceasta este perspectiva pe care vă propun în aceste 11 meditații despre misterele pătimirii lui Iisus. Acesta este misterul convertirii. Lăudați să fie Iisus Hristos! Celor preiubiți, adunați în comunitatea de credință pentru a celebra moartea și învierea Domnului, să rugăm să reverse roadele jertfei sale asupra țării noastre și asupra poporului nostru, iar pe noi să ne facă martori credibili a Evangheliei în fața lumii, să ne dispună să ne convertim spunând: ascultă, Doamne, rugăciunea poporului Tău. Pentru
ca Sfântul Părinte, episcopii, preoții și persoanele consacrate să fie călăuze luminoase ale poporului lui Dumnezeu și să ofere oamenilor motive mereu noi de credință în Dumnezeu și speranță în Hristos. Să ne rugăm! Pentru ca Tu, Doamne, care ești Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor, să binevoiești a veghea cu grijă la destinul poporului nostru și al călăuzi la fericire, să ne rugăm. Ascultă, Doamne, rugăciunea poporului tău. Pentru ca laicii creștini, angajați în viața politică și socială, să învingă structurile păcatului care generează moartea și să promoveze dezvoltarea vieții și a dreptății, să ne rugăm. Pentru persoanele consacrate din dieceză și din lumea întreagă, pentru ca viața lor de slujire să fie mereu autentică și senină, fiind astfel exemple de credință pentru toți oamenii, să ne rugăm. Pentru tinerii din lumea întreagă, în mod particular pentru tinerii creștini, pentru ca ei să primească viața ca dar și să fie deschiși în a răspunde cu generozitate la chemarea lui Dumnezeu, care singurul poate da sens vieții lor, să ne rugăm. Pentru ca toți cei care trăiesc în dubiu și în nesiguranță să se încredințeze ocrotirii paterne a lui Dumnezeu, de la care își are originea orice viață, să ne rugăm. Primește, Părinte Sfânt, rugăciunile noastre și dă-ne harul de a rămâne fideli față de hotărârile pe care le luăm astăzi și în acest timp, pentru a fi aflați demni să participăm la sfârșitul acestui timp de har la întâlnirea cu Hristos cel înviat, care viețuiește și domnește în toți vecii vecilor. Amin. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Îți aducem, Doamne, această jertfă prin care începem cu solemnitate postul de 40 de zile, rugându-te să ne dai harul ca prin faptele de pocăință și de iubire să ne învingem pornirile rele și astfel curățați fiind de păcate, să ne învrednicim a celebra cu evlavie misterul pătimirii Fiului Tău, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Domnul să fie cu voi. Și cu
inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Tu, în marea ta bunătate, le dăruiești credincioșilor tăi harul, ca în fiecare an, cu suflete curățate de păcat, să aștepte plin de bucurie tainele sfinte ale Învierii, pentru ca stăruind cu mai multă râvnă în rugăciune și arătând mai multă dragoste față de aproapele, prin trăirea de fiecare zi a credinței care le-a dat o viață nouă, să primească cu prisosință harul pe care Tu îl reverși asupra fiilor Tăi. De aceea cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate corurile oștirii cerești, proclamăm imnul măririi tale, cântând fără încetare. Cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt însuflețești și sfințești întregul univers, și fără încetarea din poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus, să-i se aducă numele Tău jertfă curat. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine, căci El în noaptea în care era vândut a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți.
Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței, învierea ta. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, așteptând a doua Lui venire, să oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfânt. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale, și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu preafericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Ascultă, Doamne, cu îndurare, Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc, cu episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-ne de pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită
și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre și la credința bisericii tale, ci binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnește în vecii vecilor. Amen. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt de dar spune numai un cuvânt.
Să ne rugăm! Tainele primite să ne întărească, Doamne, ca să putem trăi aceste zile de post, astfel încât ele să-ți fie plăcute ție, iar nouă să ne fie spre tămăduire, prin Hristos Domnul nostru. Fraților preiubiți, acum așteptăm cu bucurie acest gest care să ne însoțească în toată perioada timpului sfânt al postului. Să primim pe capetele noastre cenușa binecuvântată. O invitație. O invitație de a nu uita ce a făcut Dumnezeu cu noi, ce face, cine suntem noi și ce trebuie să facem pentru a-L întâlni mereu pe Dumnezeu și pentru a trăi în iubirea Sa. Aceea ne dispunem acum să participăm la acest gest, această sfântă binecuvântare, rugându-L pe Dumnezeu să binecuvânteze cenușa, dar să ne binecuvânteze pe noi, să ne facă să nu uităm chemarea Lui, cuvintele Sale, să ne facă să fim statornici în drumul nostru de convertire, să ne facă capabil să ne bucurăm cu adevărat de Sfânta Înviere a Lui Iisus. Să rugăm acum, fraților preiubiți, cu stăruință pe Dumnezeu Tatăl, să binecuvânteze cu belșugul Harului Său această cenușă pe care ne-o punem pe cap în semn de pocăință. Dumnezeule, Tu te înduri de cel smerit și te împaci cu cel care face pocăință, pleacă-ți urechea cu bunătate la rugăciunile noastre și revarsă binevoitor harul binecuvântării Tale asupra slujitorilor Tăi, care vor primi cenușa. Dăruiește-ne harul ca, străbătând cu fidelitate calea celor 40 de zile de post, să se învrednicească de a ajunge cu suflet purificat la celebrarea misterului pascal al Fiului Tău. Dumnezeule, care nu dorești moartea păcătoșilor, ci întoarcerea lor, ascultă cu bunătate rugăciunile noastre, pentru ca noi, știind că suntem cenușă și în țărână ne vom întoarce, să putem dobândi prin strădania de a împlini faptele postului de 40 de zile, iertarea păcatelor și înnoirea vieții după chipul Fiului Tău, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul. Dumnezeule, revarsă cu bunătate Duhul căinței asupra celor care se placă în fața Maiestății Tale, prea merita să dobândească prin îndurarea Ta răsplata promisă celor ce fac pocăință, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Să vă binecuvânteze pe voi Atotputernicul și Veșnicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, merge și trăiți în pace.